Femeia a fost culeasă de pe stradă în timp ce făcea un scandal monstru și dusă la spitalul de urgență Vaslui cu un echipaj smurd. Medicii au încercat să o sedeze, dar a devenit extrem de agresivă. Cadrele medicale au solicitat ajutorul polițiștilor pentru a o liniști. La vederea oamenilor legii, femeia s-a dezlănțuit. A început să înjure și să se trântească pe jos pe holurile spitalului. Femeia a fost dusă la secția de psihiatrie a spitalului unde a fost internată. Pentru tulburarea liniștii însă a fost amendată cu 600 de lei.